Eu când am început să mă trezesc, cu ani în urmă, tot mi se spunea în cască, mie îmi place în cască. Îmi place cum sună. Adică era un adevăr care ieșea. Și eu nu, eu știam ce am știut până acum și nu aveam nevoie de alte adevăruri. Și la începuturile mele, da, la început să mă trezesc, tot auzeam. Schimbă jobul. Pleacă de acasă. Zic, Doamne ferește, ce mi se întâmplă și de ce trebuie să schimb jobul? De ce trebuie să... Când mi-e așa de bine, acolo e călduț, pute, pute de călduț, ceva de gen. De ce trebuie să-l schimb? Pleacă de acasă. De ce trebuie să plec de acasă? Mi-e foarte bine, mi-e călduț. Uite, uite, de călduț. De ce trebuie? Domnule, și nimic. Nu înțelegeam și tot. Până într-o zi, până am înțeles și că trebuie să pleci de acasă pentru că tu te trezești, te upgradezi, te, nu știu ce cuvinte să mai folosesc. Sunt cuvinte, și vocabularul devine nou. Sunt alte cuvinte și eu încă nu sunt de acord cu cuvântul ăsta. Eram obișnuită cu alte cuvinte, da? Trebuie să lași spațiu familiei în care ești. Nu fi egoist, te gândești doar la tine. Dar trebuie să te gândești doar la tine întâi, să te iubești, cum sună. Dar să te înțelegi tu pe tine, acolo e tot. Și să te lămurești dacă vrei să te întorci de unde ai plecat. Sau poate nu. Sau, na, și să, în direcția asta era totul. Și eram foarte bulversată și nu înțelegeam de ce trebuie să plec de acasă. Și au început să se întâmple lucrurile, uite așa, tăvăluc. Se vine peste mine, eu în lumea mea, că așa se întâmplă. Te trezești și dacă ești singur, trăiești singur într-un apartament sau eu știu unde, n-are nimeni treaba ta, da? De la lucru încerci să fii cât de cât normal, chiar dacă treci prin lumi paralele și între viață și moarte ești, adică ai murit, te-ai reîncarnat și începi să te obișnuiești cu un corp nou, cu o minte nouă, cum îi faci acolo ordine, curat, în amintirile corpului vechi și a sufletelului unde era înainte și s-a mutat, e mai, da, e mai complex totul, mult mai complex. Și, nu prea deranjezi dacă ești singur. De-aia era să fie singur om când trece prin și trecând prin asta. Și de-aia tot mă zbăteam, plecam de acasă, închiriam un apartament, mă băgam în împrumuturi. Stăteam 2 săptămâni și simțeam că locul meu e acasă. Veneam înapoi acasă, trecea un an, iar se întâmpla ce se întâmpla, iar să o iau pe câmpii, iar să fac rost de bani, iar să plătesc cu 3 luni înainte, iar să găsesc unde să stau, iar și e foarte dureros, e mai ales la o vârstă, ai confortul tău, ai și să lași totul, să pleci, de ce? Și trebuia să lași totul, să te dezici de tot ca să înțelegi, bine, poate fiecare diferit, ăsta e adevărul meu prin ce am trecut și sunt bucuroasă că am trecut prin așa ceva și n-aș fi crezut niciodată că o să mă bag în așa ceva, adică să trec prin așa ceva. Eu când mi-am luat aminte, sunt foarte încăpăținată, sunt foarte, cum știu eu, nu știe nimeni. Doamne ferește, dacă ajungeam cândva eu la conducere. Doamne ferește! Am cu bățul alergam, cred că, după oameni. Doamne ferește! Și când mă trezesc, când mă tot trezesc, da, când am început, la începuturile mele, te zbați, ești în un paralel. Dacă ești în familie, fiecare se zbate. Unul doarme, altul, dacă ești, sunteți doi, tu ești în lumea ta, altul poate doarme sau și îl deranjezi cu blările tale. De
deci umblă prin lume nu l-a figurat. Pe bune, umple prin lumi paralele, îți cauți acolo, ești neancorat nicăieri, crezi că ești pierdut și ești pe drumul bun, de fapt. Norocul soțul meu, el pleca, venea, ne întâlneam seara, pleca dimineața, nu ne vedeam, nici nu ne, nu știu, dacă bună ziua ne ziceam eu, nu știu în ce lume eram eu. I se întâmpla ceva, se ducea la fotbal, a pățit la picior ceva, era cu degetele alea vinete, s-a lovit sau nu știu. Eu care eram atât de sensibilă tot timpul și observam tot, nu mă trezeam peste o săptămână că deja îi trece și nu știu ce a fost acolo. Și el a șchiopătat, eu n-am observat. Cum să stea omul în casă, să șchioapăte, să geamă de prin ce trece, a căzut, s-a lovit, s-a nu știu. Și tu idei nu ai nici să nu vezi, nici să... Atât e de serios totul, atât e de serios. Și trebuie să fim pregătiți pentru orice situație. E foarte serios. Omul e inconștient, eram inconștientă, dusă în lumi paralele, și nu e o glumă, și în realul real, când se intersectează lumea mea cu a ființei cu care stau împreună, dusă eram, dusă. N-aveai cu cine vorbi, n-aveai cu cine. Și eu, la rândul meu, îl vedeam pe el și nu înțelegeam ce se întâmplă, dar cu ce am greșit, dar pentru că eu nu eram. E foarte simplu și e foarte ciudat ce spun. Și acum trece omenirea prin așa ceva și mare grijă și foarte fragil totul și să nu uit că ce spun e doar adevărul meu. E doar adevărul meu. Și ca să înțeleg că aici mi-e locul și lucrurile să revină la normal și să fie bine și ca 4-5 ani. Asta ce... M-am emoționat. Ce soț, ce soție poate să reziste așa ceva? Uite, asta înseamnă dragoste. Și în situațiile astea, acum, să-mi spună cineva cum poți să ajuți alți oameni. Omul nu te aude, nu te vede, mai ales când doarme. Veneam acasă și pentru soțul meu, eu eram ciudată în comportamentul meu. De tot timpul îmi zicea, eu îi zic acum, dar cum ai putut, Doamne, cum ai putut să ai răbdare cu mine și cum eram eu, zic, cum eram și face. Ciudată, ciudată, ciudată și îl vedeam că îl doare când spune cuvântul ăsta. Eu nu puteam să-mi imaginez cum puteam să fiu ciudată. Da. Și eu, știindu-l cât de haios și ce minunat ne înțelegem, 5 ani de... Deci omul nici nu râdea. El poate râdea, el poate... Cine știe, se și amuza de mine sau... Erau clipe și clipe acum, cine știe cum a fost. Dar eu îl vedeam așa. Zi de zi. Și nu înțelegeam ce Dumnezeu se întâmplă. Deci e un perete între doi oameni. Da, minte între o lume. E ca un perete și poți să bați până răspoi mâine, până nu te trezești. Da. Și încearcă să ajuți omenirea așa. Foarte fragil, foarte fragil. Și omul nu înțelege, eu. Acum înțeleg. Atunci n-aș fi înțeles. Doamne, nu-ți rezolvă nimeni nimic. Nu te mai du la nu știu cine și aștepta nu știu ce de la nu știu ce job sau nu știu de la ce conducător. Vezi-ți de tine. Du-te acolo în tine și rezolvă-ți. Și nu era nimeni să-mi spună. Eu o căutam disperată. Ce mi se întâmplă? Să înțeleg niște răspunsuri. Să... Nu e... Sunt ele cărți, sunt ele, da? Ele au denumire, da?
cineva a trecut prin așa ceva și și-a făcut din asta un succes. A scris cărța, le-a denumit cumva să sune, la... E foarte greu când te trezești să găsești manualul de trezire, deci trebuie inventat. Nu există așa ceva. Și un manualuț de trezire care spune, întâi asta ți se întâmplă, după aia asta, după aia asta, după aia asta. Eu ziceam savanții să se apuce, nu știu care. Ei, eu acum, eu fac asta. Eu fac cărțulia asta, acum filmez, da? Și asta înseamnă că fac un manual. Prin ce am trecut eu. Și fiecare e atât de diferit și e ca o amprentă. Una nu e la fel, una. Așa e aici. Și când se trezește omul și prin ce trece, Universul îi propune alte drumuri, alte căi. Și e total diferit. Poate fi la fel faptul că ne trezim, asta e clar, asta e la fel, și crizele prin care trecem, chiar dacă sunt diferite, cum ne vindecăm energetic, medităm, cârjele, cârjele, te trezit și până te ridici și alergi, ai nevoie de cârje. Alea sunt meditații, alea sunt și așa mai și așa mai departe înseamnă că meditațiile sunt foarte importante, cele mai importante. Până m-am obișnuit, eu un minut, eu ziceam, domnule, un minut nu pot să stau, ce meditație, cum adică să stai așa și să relaxează-te și eu, așa, creierul meu. Vorbe și discuții acolo și zic, nu pot să cred, eu în viața mea n-am fost așa. Lua razna aici totul, întrebări, răspunsuri, prostii, oh, tot vrei să zici, alo, acolo eu sunt șefa, alo, ce faceți acolo, liniște. Și tot mai mult și mai puternic și e o luptă fantastică, nu ne dai de capăt și nici o casă de nebun nu te poate ajuta, culmea, nici o casă de... nici un spital. La așa ceva nu există, pentru că fiecare e diferit și pentru altul îl ajută șocuri electrice ca pe timpuri, da. Și pe altul îl ajută altceva. Un cuvânt blând, asta îi dă un kick în suflet, un șut în suflet, ca să se trezească și mai mult.